Părinții din București își pot programa mai ușor copiii la cabinetele stomatologice din școli. De acum există o platformă online unde, în câțiva pași simpli, poți găsi locurile și orele disponibile la dentist. Proiectul este la început și a fost implementat doar în câteva școli, însă până în vară vor beneficia de el peste 350.000 de elevi. Părinții din capitală nu vor mai fi nevoiți să meargă la școală pentru a-și programa copiii la cabinetul stomatologic. Vor putea face asta pe internet, prin platforma lansată de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București. Este implementat în 14 cabinete stomatologice și intenționăm ca până în vară să funcționeze în toate 157 de cabinete. Copiii din România beneficiază de tratamente și consultații gratuite stomatologice, iar noi, la nivel de București, am fost surprinși să aflăm că părinții nu știau acest lucru. Programările se pot face direct pe site-ul ASSMB. Procesul este cât se poate de simplu. Intrăm pe rețeaua școlară, găsim programări stomatologice. Avem aici și cabinete și orar liber, însă mai avem această opțiune. Pentru programări, apăsați tasta 1. Și acum așteptăm și vine mesajul. După ce părinții introduc toate datele necesare și confirmă programarea, dentistul școlar este informat imediat printr-un mesaj. Elevii pot beneficia de majoritatea tipurilor de tratamente. Începând cu periaje profesionale, detartraje, carii, extracții dentare. Beneficiază și de sigilarea molarului de 6 ani, care se face gratuit copiilor cu vârstă cuprinsă între 7 și 8 ani. Platforma a fost creată și cu ajutorul celor de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, care au donat 700 de tablete către ASSMB. Ideea îi încântă atât pe dentiști, care scapă de carnețelul de programări, cât și pe părinți. Da, este un lucru foarte bun pentru viitoarele mămici, mămici. Da, este un lucru foarte bun. E mult mai ușor pentru părinți, așa. Că nu prea e timp să te duci cu copilul. E foarte bine. Se știe ora, se știe ziua, totul este practic și sigur și eficient. Până la finalul anului școlar, 350.000 de preșcolari, elevi și studenți urmează să beneficieze de program. Ei se vor putea programa inclusiv pe perioada vacanței, întrucât cabinetele stomatologice școlare funcționează în permanență.